Salutare, amici mei. Băi, cum am făcut, să zic, tipsurile alea pe Cash, așa vom face și pe Mirage și am să vă arăt întâi pe partea de counter, exact ce și cum să profitați de spawn-ul cu AWP-ul, pentru că, după cum v-am zis, dacă, în opinia mea, dacă sunteți sniper, ar trebui să deschideți harta, pentru că voi aveți cel mai mare avantaj, da? Pentru că voi trageți un glonț și ei trebuie să tragă 4 în piept, să zic așa, ca să vă omoare. Și haideți să începem. Voi da un restart ca să desecem că avem spawnul ăsta, da? De regulă la spawnul ăsta o să vă duceți pe mid, ok? Încercați să nu vă spargeți voi asta, pentru că dacă scoateți pistolul o să pierdeți timing, da? Și aici aveți două, cum să vă zic eu, două chestii pe care puteți să le faceți. Ori puteți să veniți default aici, da? Așa. Ori dacă nu puteți, când veniți, vă suiți pe asta în spate aici și țineți la tot așa la pixel. Dar vă recomand să faceți chestia asta când aveți cel mai bun spawn, adică la din față, da? Să zicem că ați luat midul, da? E foarte ok după ce asta, să zic, 4-5 secunde în mid în care nu s-a dat asta, cum îi zice, smoke to mid, MP by time 90, MP by anywhere 1. Așa. După ce ați făcut chestia asta, eu de regulă și vă sautez și pe voi să faceți. Vă puneți aici, dați un poprești cu click dreapta, ați sărit în under, ați verificat în under, nu e nimeni. Veniți în Tomid, țineți Tomidul, dacă nu e nimeni, puteți să vă suiți și în conector, aici, de aici, bine, puteți să vă suiți, dar e nasol că nu aveți cum să vă suiți de aici, vedeți, dacă faceți chestia asta, pierdeți midul, știi? Țineți de aici Tomid, în caz că nu e nimeni, nicio problemă, vii, te uiți în palat, în caz că se întâmplă ceva bine, nu se întâmplă nimeni, nu se întâmplă, asta e, vă duceți înapoi pe mid. La spawnul ăsta vă recomand să faceți pic un palat, da? Deci puteți ori să faceți pic un palat la spawnul ăsta. Da? Aici. Încercați să stați în zona asta, nu prea expuși așa, da? Să țineți aici. Da? Ați făcut pic în palat. Dacă nu se arată la fel primele 5-10 secunde, cam atât durează să se arate în palat, nicio problemă. Vii, o să lași un flash în caz ți-e frică să să nu te bată cineva din pantă. Încercați, frate, să nu mai dați smoke-ul ăsta așa din mers, pentru că este cel mai prost. Vă puneți lângă asta și puneți, nu are legătură unde te pui lângă asta, dar să fii undeva aici în față, gen față în față cu asta, și pui ținta unde e căcatul ăsta aici de horn sau ce e, o pui gen, uite aici. O pui în dreapta aici, vezi? Uite aici. Este cel mai potrivit smoke de, cel mai bun smoke de pantă. Da? Și de aici, dacă ați dat smoke în pantă, puteți să țineți palatul sau puteți să vă ajutați colegul, dacă aveți un lascăr, să vorbiți cu el, să țineți voi conectorul, el ține casa și așa mai departe. E cam același spawn. Dacă ați făcut, de exemplu, pic în palat, puteți să o mai faceți o dată. Dacă nu, veniți în pantă. Nu țineți dublu zoom niciodată aici. De ce? Dacă țineți dublu zoom și el este deja trecut, puteți să aveți neșansa să iasă tare și să nu puteți să faceți flick-ul. Așa îl țineți cu zoom 1, este foarte ușor, dar să ridici, credeți foarte puțin de țintă, da? De aici, flash pe mid, puteți să dați smoke-ul ori cu asta, da? Și va pica undeva în zona asta. Dacă nu, puteți să dați smoke aici și puteți să aveți un gap în underpass. Deci smoke-ul arăta cam așa. Da, vine undeva în zona asta și puteți să țineți mid-ul. Dacă nu, puteți să țineți under-ul în această poziție. Este mai bun să dați pentru under, este mai bun să dați smoke-ul ăsta pentru că sunteți mai puțin invizibil aici. În caz că aveți spawn-ul ăsta, puteți ori să faceți pick în casă B, da? Pentru că să țineți de frate ca și polar,
trebuie să fiți foarte mobil pe hartă, da? Pentru că dacă stați doar pe mid sau doar X1 sau doar X2, nu rezolvați nimic. Deci ori să veniți aici și să țineți la pixel, da? Dacă aveți, cum mă jucam eu înainte cu Crosshair Sniper la 3, nu prea m-a ajutat pentru că nu puteam să văd aici, pentru că ținta era cam cât era spațiul ăsta aici. Puteți ori să stați aici și să luați info, sau dacă vedeți, să și trageți, sau dacă nu, în zona asta, ai tras, ai sărit și așa mai departe. În caz că se vine rush la B, puteți ori să vă retrageți undeva în spate site, nu știu, gen în zona asta sau undeva în spate site, cât să mai aveți poziție să bateți un om, da? Că după cum v-am zis și pe cache, trebuie să aveți poziții de respawn, da? Deci să zicem că ați stat în zona asta aici, ați bătut un om, v-ați dat jos, nu te deplasezi foarte mult, stai aici. Ai mai bătut încă un om, vii aici și încă unul, și încă unul, și așa mai departe, da? Deci trebuie să fiți foarte aproape de site. Asta înseamnă că dacă ați ratat, trebuie să vă retrageți numai în zona bucătăriei, pentru că nu faceți absolut nimic decât să vă îngreunați situația. Bun. Să zicem că avem același spawn și luăm mid-ul. Puteți, care știți, nu știu dacă o să-mi iasă și mie acum, să luați mid-ul, da? Puteți să luați mid-ul prin săritura asta. Săriți undeva în zona asta aici, țineți mid-ul. Ori vă retrageți în casă B, ori dacă nu, veniți, vă retrageți în zona geamului, iar. Să zicem că aveți un spawn normal pe mid, da? Luați mid-ul și țineți mid-ul normal, da? Să zicem că vă dă smoke to mid, nu, doar e un smoke to mid, simplu, da? Ei nu joacă mid-ul, nicio problemă, te întorci înapoi, țineți palatul, da? După ce ați ținut palatul, aici dacă se joacă X1, sigur se va arăta cineva, pentru că vor juca, unul minim va juca în palat, da? La fel, ții palatul în caz că nu e nimeni și ai smoke, poți să le dai smoke și de aici poți să ții conectorul. Aveți grijă când țineți conectorul, am văzut foarte mulți jucători care țin conectorul undeva din zona asta. Sunteți foarte expuși și în palat, puteți să țineți undeva așa, dacă aveți reflex să trageți în short. Eu de regulă țin undeva deschis și țin ținta undeva pe mijloc pentru că mă ajută foarte mult rapiditatea pe care o am. O să stau aici și puteți să o dobândiți și voi rapiditatea dacă vă antrenați. Sau undeva în zona asta aici, dacă vine nicio problemă, oriunde ar veni, pot să-l nimeresc. Puteți să încercați aici, în caz că vă iau midul, ați văzut și la mine pe stream, puneți ținta undeva în zona punctului ăsta aici, da? Și vă veți da un one way care este foarte bun, da? Poți să vezi aici, poți să vezi aici, vezi aproape ai toate, vezi și under-ul foarte bine, ai aproape toate zonele, să zic așa, libere, da? Să zicem că sunteți în jungla aici și țineți palat. În caz că se va da smoke în junglă, ce vă recomand să faceți, nu ori, depinde și de situație. Dacă vă moare omul de pe site, vă recomand să vă duceți în CT. Dacă nu vă moare omul de pe site și se bate, puteți să jucați agresiv în caz că nu vă dă molotov aici, să jucați agresiv smoke-ul. Da, prima oară faceți pick aici, 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 dar aveți grijă pentru că dacă cel din palat nu este mort, sunteți foarte expuși celui din palat. Așa că dacă se va da smoke la junglă și se va da și smoke scări, ar trebui prima oară să stați undeva în zona smoke-ului aici. Smoke-ul va pica în zona asta aici. Să stați undeva în zona asta și să țineți palatul. După ce ați eliberat palatul, atunci puteți să faceți pic. Țineți minte, frate, pentru AVP, picurile se fac constructiv. Constructiv în ce sens? Ai luat palatul, da? Ai luat aici dreapta, ai luat pantă, după ai luat pantă, ai luat Tetris-ul ușor, Tetris sus, sandwich și tot așa. Adică fiecare unghi trebuie verificat, da? Nu e, vii și te-ai uitat direct aici, în asta și omul e Tetris sau poate să fie aici sau sub casă sau sus în casă, sub casă sau în palat, da? Deci fiecare unghi trebuie verificat cu strictețe. În caz că vă moare omul din palat și s-au dat smoke-uri în junglă și în scări și în junglă, vă recomand să vă duceți CT, veți primi și smoke în CT. Majoritatea oamenilor nu prea știu să dea smoke în CT și o să vi-l dea cu un gap aici. Folosiți-vă de gap doar și trageți doar dacă vedeți, dar nu vă anunțați aiurea că sunteți în CT pentru că vă vor omorâ cu nade-uri sau cu molotoave, vă vor scoate din poziții cu poflășuri și așa mai departe.
Și în zona asta aici, eu de regulă joc agresiv doar când aud plantul. În caz că nu aud plantul, nu prea încerc să joc agresiv decât dacă îi aud foarte aproape de mine, gen în zona de default sau aici în față la 3 cutii, da? Nu mai faceți prostia să spamați zona asta aici, pentru că mai e așa de wow, da? Te riști și te anunți eu aiurea. Poți să tragi și când ai tras să sui ăsta sus pe cutie sau să-ți iasă aici să te bată, da? În caz că vă dă smoke aici, majoritatea smoke-urilor sunt așa și aveți gap aici, v-am zis, folosiți-vă de gap. Dacă nu vedeți nimica, nu vă suiți pe etichete la smoke-ul ăsta cu gap, pentru că dacă vă suiți pe etichete, nu vedeți nimica, trebuie să vă suiți tot mai sus aici și o riscați, pentru că vă va ține eticheta. Cam asta pe partea de counter. Știu că poate ziceți că vorbesc prea rapid sau că am explicat prea simplu, dar lucrurile sunt simple când o să ajungeți la un anumit nivel de counter și la un anumit nivel de performanță, o să vedeți că lucrurile sunt foarte simple. Deci că suntem pe partea de Tero. La spawnul ăsta eu vă recomand să nu faceți pick în jumate, pentru că nu are rost. Puteți face pick în jumate din rambust, dacă știu colegii să facă rambus, dacă nu, eu la acest spawn fac mereu pic în casă B, da? Voceți în casă B, aici este singurul loc în care nu trebuie să mergeți liniar, da? Cum v-am explicat pe cache, dacă veniți aici este foarte important când veniți pe W să țineți ținta normală ca să nu pierdeți în spawn, asta puteți să verificați și la Shroud că el a explicat-o. Vii drept, apeși pe D și pe urmă imediat iar pe W ca să nu pierzi spawn-ul și să le iei din scurt. Și aici, bineînțeles, mergeți liniar cum am explicat pe cache. În casă B sunt două situații care se pot sau trei care se pot întâmpla cu jucătorul, da? Ori poate să facă pic în zona asta aici, pic în sensul din săritură și ar trebui să țineți zona exact unde este curba asta aici, că el cam prin zona asta așa va sări. Ori vă va sta la pixel în zona asta cu AWP-ul, ori dacă nu, vă va da smoke și se va sui pe butoi, că majoritatea oamenilor se suie pe butoi. Eu vin ceva de genul așa, acum depinde și ce se întâmplă și cum vedeți voi că joacă jucătorul la B, că dacă el n-a sărit niciodată la B, automat nu ar vrea rost să-l țineți aici. În caz că el stă în zona asta și nicio problemă, îl voi ține aici, dacă a sărit îl bat, dacă nu sare nimic și așa vin undeva aici la pixel, deja când ajung aici, în zona asta aici, ne pun zoom 2 pentru ca să-i văd eu primul umărul stâng, da? Pentru că dacă țin zoom 1, pot să nu prea îl văd ok și așa pun zoom 2, e acolo bine, nu e iară bine. Când vă va da smoke în casă, v-am zis, majoritatea ori să suie pe butoi, ori se vor sui pe aici. Mulți se suie pe butoi. Stați aici, exact când va da smoke-ul, cam la o, nu știu, 2 secunde maxim după ceas, puteți să spamați, nu este nimica, nu vă întoarceți prin underpass, pentru că nu prea aveți ce să faceți voi cu sniperul prin underpass. Puteți să vă întoarceți în top mid, chiar dacă pierdeți puțin mai mult spawn. Și în funcție de joc, ori vă duceți top mid și de aici cărați smoke în junglă sau ce vreți voi, ori dacă nu, veniți pe mid, la fel, dacă nu v-a luat încă cu echipierii connector, nicio problemă, pic aici, pic aici, wide pic puțin la tichete, dar aveți grijă ca și cu echipierul vostru să fie delpan să vă țină ladder room, da? Ce e important este că dacă vreți să luați short-ul, ar trebui să vă ajutați de pe chiar dumneavoastră cu un flash. Adică să-l puneți să vă dea flash în short, pentru că de ce? Tu făcând pic aici, da? Tu încă nu ești chiar așa de expus short-ului. După ce ai făcut picul ăsta aici, să zicem că poate să vă țină din stânga de aici, da? Ar trebui să-i cereți flash. De ce? E bine să luați short-ul puțin cu spatele, pentru că majoritatea oamenilor stau ori aici, ori aici și țin cross-ul pe short. Va da flash,
Ați făcut picul cu spatele, nu e nimeni. Asta aveți grijă să aveți smoke în junglă, da? Nu e nimeni, dacă nu e nimeni aici, nu treceți așa, că poate să vă bată. Sau îi trece flash-ul ăla din șor și vă bate, da? După ce ați verificat chestia asta aici, puteți să rămâneți în zona asta și să vă întoarceți foarte rapid în șor să vedeți dacă este cineva. Dacă nu e nimeni în șor, abia atunci poți să începi să scrie spațiu, da? Te bagi aici, ai grijă la ladder room. La ladder room în zona asta aici sau aici, da? Faci un strafe, verifici dacă nu, verifici aici dacă nu și pe urmă sus pe scară, da? Pentru că sunt mulți jucători care joacă scara aici, da? Și aici, dacă puteți, ori verificați jungla, ori dacă nu, începeți să verificați casa B, da? Verificați casa B. Nu trebuie să faceți foarte multe scopuri, așa, pentru că vă pot auzi, știi? Puteți să verificați ușor. Poate să fie ori aici la mașină, ori pe site default, ori sus pe site, ori aici, ori aici, ori poate să-și facă boost. Aveți grijă în zona asta, eu de exemplu folosesc foarte des zona asta, da? Și zona asta este ceva de genul așa, da? Așa. Și sunt foarte puțini jucători care sunt atenți la chestia asta. Să zicem că aveți spawn, cel mai bun spawn, da? Este undeva în zona asta. Luați midul, la fel liniar, cum v-am zis, da? Nu trebuie să cărați niciun flash pentru că nu are rost. Când ajungeți undeva în zona asta unde e treapta asta, deja puteți să scoateți sniper-ul și să săriți. Da? Aveți grijă, nu țineți ținta chiar aici jos, țineți ținta puțin mai sus ca să aveți reflex dacă iese în partea de sus. Da? Majoritatea sniperilor sau jucătorilor ies în partea de jos. Da? Dar țineți ținta puțin mai sus pentru că e ușor să tragi puțin de țintă, da? Nu este mare greutate. În caz că aveți spawn în zona asta, da, nu vă ezita să faceți pic în pantă. Nu faceți pic în pala, faceți pic în pantă, da? Veniți și când ajungeți undeva, când se termină umbra, deja scoateți sniperul, da? Scoateți sniperul și faceți un, bine, nu jump normal, da? Faceți un bunny hop ceva, da? Și încercați să țineți undeva la pixel aici ca să puteți să faceți crosshair tracking. Adică când el trece să-l urmăriți, da? Pentru că dacă îl țineți undeva în zona asta, poate să vă facă pic aici. Și puteți să o riscați. Țineți în zona asta, poate să iese scurt în pantă, aici, la sus. Așa că mai bine țineți aici, dacă iese la pixel bine, dacă nu, faceți crosshair tracking și vă duceți cu ținta după el. Aveți grijă pentru că în zona asta el trece foarte, foarte rapid și căpățâna lui va fi exact undeva în zona asta, pentru că el va trece default, nu va trece undeva pe la bancă, da? Deci undeva în zona asta aici să țineți ținta și faceți movementul după el. În caz că aveți spawnul ăsta tot aici în față, undeva în zona asta, puteți să faceți pic în pantă, dar v-aș recomanda să faceți pic în palat. Pic în palat la fel, default, da? Pe shift, frumos. Ageți undeva în zona asta, faceți pic în junglă, din junglă, imediat aici aproape, sau pe colț aici, imediat aici aproape, pic aici, pic în sandwich, Tetris, jos aici, sus în casă, caz că nu este nimeni sus în casă, puteți să, nu mai știu cum era, ăsta era, alu Taco, sau parcă era mai în față, nu? Dacă nu mă înșel, nu mai știu care era ăsta alu Taco, avea Taco un pop flash, dar nu-l mai știu eu de unde îl dădea, dar mă rog. Și de aici, când intră colegii, puteți să vă dați molotov sub palat. Puteți să vă dați un smoke one way. Smoke one way să vedeți că sunt 3 linii, 1, 2, 3. Și puneți ținta undeva în zona umbrei ăsteia, puțin mai jos. Și smoke-ul va fi undeva în zona asta, așa. Da, puteți să-l dați și mai, să aibă și mai puțin gap, da? Și verificați tot ce se întâmplă. În caz că vreți să pușați, dacă aveți spawn-ul de pantă și vreți să pușați panta, după ce ați verificat și știți că nu este, sunteți siguri că nu este nimeni, v-aș recomanda în zona asta aici, unde este firebox-ul, să faceți pic în cur, dar nu normal, da? Puteți să faceți un pic în cur, gen să veniți, faceți un pic mai rapid așa, da? Dar aici încercați să stați undeva dacă vreți să faceți pic în CT, dacă nu este nimeni aici, poți să faci un de ăsta, cum îi zice, un crouch, să stai în crouch, pentru că majoritatea sniperilor nu vă vor ține aici niciodată, că sunt foarte expuși palatului. Vor ține undeva în zona asta aici, da? Exact în zona asta. Și puteți să puneți ținta undeva aici, da? Și să ieșiți un fel de pre-fire. Dacă nu, puteți să vă dați un one-way smoke.
vă puneți în tocul ăsta aici și un, exact la linia asta aici, da? Un throw default, mă cu va pica în zona asta aici și aveți aveți one way. Aici. Da? Ce să vă mai să vă mai zic. Nu știu ce să vă mai zic, mă băieți, pentru că e cam atât, pentru că cam astea ar fi toate spawnurile pe care ați putea să le folosiți cu polarul. Nu stau să vă mai explic iar cu așa, cu ce v-am zis, cu să stați pe bătaie și așa mai departe, să nu pierdeți spawnul, pentru că vi le-am explicat pe cache. Cam atât și ne revedem pe live. O să fac următorul video, o să-l fac pe Inferno și după ce am să fac pe Inferno, am să trecem să facem un videoclip Counter-Strike Basic. Counter-Strike Basic mă refer, ca să vă dau acum un tip, primul la spawn pe mid întotdeauna va arunca molotov în conector și va trece în zona del spawnului ca să țină short, ca ceilalți să pușeze mid-ul sau să pușeze smoke-ul să bată window, da? Deci cam astea sunt Counter-Strike Basic-uri. Sunt niște reguli pe care trebuie să le... să le respectați ca să puteți să vă jucați Counter așa cum trebuie, pentru că dacă nu o veți face nu o să rezolvați absolut nimic, da? Asta e smooth de conector. Bun. Bine, băieți, vă salut, mersi mult de tot pentru răbdare și ne revedem pe stream puțin mai încolo.